Mass Media. Bine ați venit în incinta Ministerului Afacerilor Interne. După cum a fost convenit și anterior, noi am comunicat că pe parcursul anului, la anumite etape, vom veni cu anumite comunicate informaționale cu referire la procesul de activitate care are loc în Ministerul Afacerilor Interne, cu referire la subziunile care le are Ministerul Afacerilor Interne. De aceea, astăzi, vom încerca să relatăm unele procese ale activității noastre care au avut loc pe parcursul ultimilor 9 luni de zile în anul 2022. Eu o să încerc să fiu cât mai succint și o să relatez acele procese care, de fapt, au fost mai evidente pe parcursul anului 2022, după care vor prezenta și colegii mei de arme rapoartele dumnealor. După, consider oportun ca să trecem la rubrica întrebări-răspunsuri, dacă vor apărea astfel de necesități. Vorbind de anul 2022, în mare parte, poliția s-a confruntat cu două provocări de bază. Una este cea pandemică, care cumva pe ultima perioadă a trecut în umbră, dar cea mai importantă provocare care a fost cea a refugiaților, și aici cunoaștem cu toții care au fost regimul de muncă și care au fost provocările state în fața Ministerului Afacerilor Interne și acțiunile care s-au realizat pe parcursul acestor 9 luni de zile. Aici vreau doar să remarc că pe lângă activitățile de bază care le-a avut Ministerul Afacerilor Interne, în speță poliția, cu toate sarcinile și atribuțiile de menținere și asigurare a ordinii publice, a fost o atenție sporită și cea orientată spre refugiați. Și aici doar vreau să specific că pe parcursul anului curent, în 9 luni de zile, cetățeni străini care s-au aflat sau au traversat teritoriul Republicii Moldova, noi am avut peste 3.300.000, dintre care peste 1.300.000 au fost doar cetățeni din Ucraina. În același timp, mijloace de transport care au traversat arterele Republicii Moldova, tronsoanele de drum ale Republicii Moldova, am avut mijloace de transport înmatriculate în străinătate peste 800.000, dintre care peste 330.000 au fost mijloace de transport venite din Ucraina. Aici ne dăm seama care a fost încărcătura în procesul de activitate, supraveghind atât nivelul ordinii publice, cu o majorare esențială a numerelor cetățeni aflați, cât și siguranța în traficul rutier, unde la fel a fost majorat numărul mijloacelor de transport. Cu referire la activitatea operațională, o să fac o mică prezentare. Pe parcursul anului curent, poliția a fost sesizată în peste 275.000 de sesizări. Avem o scădere raportată la anul precedent cu peste 17.000 de sesizări. La fel, poliția a fost apelată prin numărul unic 112 în peste 203.000 cazuri. La fel și aici avem o scădere raportată la anul precedent cu 13.000. La compartimentul reacția poliției, timpul mediu de reacție la solicitările 112, avem o scădere cu 2 minute, timpul mediu de reacție fiind de 25 de minute și 40 de secunde. Aici vreau să precizez că este loc de mai bine, asupra căruia se lucrează la moment, ori tendințele noastre sunt altele și ne dorim un timp de reacție mult mai prompt, mult mai rapid și mult mai eficient. Cât privește media zilnică a apelurilor 112 în care a fost solicitat aportul poliției, avem în medie pe zi solicitări prin apelul 112 747, o scădere raportată la anul precedent cu 50 de apeluri media zilnică. Dacă vedem în diagrama de mai jos, o să stabilim că doar în luna martie am avut un număr de apeluri mai ridicat comparativ cu anul precedent și toți ne dăm bine seama, a fost pe fonul crizei refugiaților, războiul din Ucraina și cumva care a pus în alertă și într-un regim mai sporit procesul nostru de activitate. La compartimentul prevenire și combaterea criminalităților, o să vedem la numărul total, acestea sunt
De fapt, cazurile înregistrate și documentate de poliție pe parcursul anului curent. La al doilea compartiment vedem descreștere raportată la 9 luni comparativ cu anul 2021. Astfel, dacă vorbim de compartimentul infracțiuni, contravenții și sănătății, o să stabilim sau o să constatăm că avem o scădere de peste 4,5% raportat la anul precedent, astfel în anul curent avem 610 infracțiuni la categoria respectivă. Cât privește viața sexuală, avem o scădere de peste 3,7%. La compartimentul familie și minori, o scădere 4,4%, având un număr de 802 infracțiuni. În domeniul transportului avem o scădere de 5,3% și huliganism, la numărul total anul respectiv 801, raportată la anul precedent, o scădere de 3,7%. Cât vizează compartimentul infracțiuni, contravenții și sănătății, vreau să fac aici o remarcă. Marea majoritate a acestor infracțiuni au fost comise pe anumite fonuri sau situații sociale. Atunci când vorbim de anumite conflicte familiale, atunci când vorbim pe fonul stării de ebrietate care între prieteni sau alte cercuri de persoane, vreau să precizez că nu avem infracțiuni comise de infractori deosebit de periculoși sau cazuri de grupări criminale infracționale. La practica contravențională, pe parcursul anului curent, poliția a întocmit, a documentat peste 518.000 de procese verbale, avem o creștere cu peste 68.000 mai mult ca anul precedent. La categoria droguri am documentat 2046 de contravenții cu 564 mai mult ca în anul precedent. La consumul băuturilor alcoolice documentate 16.951 cu 6.631 de contravenții mai mult ca în anul 2021. Huliganismul nu prea grav 26.421, avem o creștere cu peste 3.700 și în domeniul regulamentului circulației rutiere avem documentate peste 398.000, o creștere cu peste 72.000 de încălcări. Cu referire la ultimul compartiment al regulamentului circulației rutiere și aici axându-ne la siguranța în traficul rutier, vreau să remarc că doar pe parcursul a 9 luni de zile au fost comise peste 1664 de accidente rutiere, au fost înregistrate. Raportată la anul precedent avem o scădere cu 192 de accidente rutiere. La categoria implicare pietoni în comiterea accidentelor, în cadrul accidentelor rutiere avem 530 de cazuri, o scădere cu 84 accidente rutiere cu implicarea pietonilor. Avem 199 de cazuri cu părăsirea locului accidentului. La fel, persoane decedate urmare a accidentelor rutiere, în anul curent avem 141. Vreau să remarc, oricum este un număr foarte mare, chiar dacă avem o descreștere raportată la anul precedent cu 24 de cazuri. Și persoane traumatizate, același lucru, avem o scădere cu 231 de cazuri, având la total pe parcursul a 9 luni 1892 de persoane traumatizate. Regretabil este faptul că constatăm un număr destul de ridicat a persoanelor care conduc mijlocul de transport în stare de ebrietate și vedem, avem peste 4757 de persoane documentate care au condus mijlocul de transport în stare de ebrietate și cel mai dureros, regretabil, este faptul că marea majoritate a acestora au fost în stare de ebrietate avansată, nimerit sub incidența codului penal, deci avem 3.378 de persoane care se aflau în stare de ebrietate avansată. La categoria siguranță trafic rutier, vreau să precizez că din numărul de contravenții de 398.000, peste 398.000, au fost aplicate amenzi de peste 230 de milioane, la moment fiind încasate în jur de 101 milioane. La fel, pentru siguranța
tuturor participanților la traficul rutier. Pe parcursul a 9 luni de zile, poliția a desfășurat o serie de operațiuni, și anume vorbim aici de operațiunile autobuz, taxi, pieton, căutare, cascada, pasaj feroviar, motocicleta, umbriș, grija și altele. La categoria arme, controlul armelor, abia în anul curent am reușit să implementăm cu succes registrul de stat al armelor, care a fost lansat la data de 31.05.22, și la fel un aspect foarte pozitiv a fost crearea punctului focal național pe arme ca angajament în cadrul hub-ului de securitate. Cât vizează armele, vreau să precizez că la moment sunt peste 61.000 posesori de arme, persoane posesoare de arme, având în circuitul civil peste 75.159 de arme cu destinație civilă. Ca rezultat vreau să remarc că doar în anul curent am avut incidente cu armele, 140 de cazuri, o scădere cu 2 cazuri comparativ cu anul precedent, și infracțiuni cu aplicarea sau folosirea armelor avem 46 de cazuri, o scădere cu 20 de cazuri raportată la anul 2021. Arme depistate deținute ilegal au fost constatate 174 de cazuri, mai puțin cu 38 de cazuri, și arme predate benevol am avut 90 de cazuri în anul curent. Cu referire la siguranța copii, pe parcursul a 9 luni de zile au avut loc 2025 de ședințe pe domeniul siguranță minori, 4620 sesizări către autoritățile tutelare locale cu referire la unele acțiuni, incidente sau constatări cu referire la minori. Au fost vizitați la domiciliu peste 1541 de minori. Cu părere de rău, avem și infracțiuni comise de către minori în 460 de cazuri, având o scădere comparativ cu anul precedent în 85 de cazuri, dar oricum urmează de comun cu alte autorități competente din aspectele din categoria instituțiilor sociale, Ministerul Muncii și Protecției Sociale, Asistența Socială, instituții de învățământ, de a lucra la acest compartiment și cumva de a îmbunătăți acest aspect. Și, bineînțeles, ultimul compartiment, 712 cazuri, copii victime ale infracțiunii, având o creștere raportată la anul precedent cu 55 de cazuri. Un aspect destul de sensibil constatat frecvent pe parcursul anului curent este fuga voluntară a copiilor de la domiciliu. Pe parcursul a 9 luni au fost înregistrate 916 cazuri de fugă voluntară sau dispariție. În 45% dintre acestea, de fapt, au fost cazuri repetate de către minori. În 65% acești minori au fost depistați timp de 24 de ore, în 20% din numărul de cazuri în mai mult de 72 de ore. Cu părere de rău, doi minori au fost găsiți decedați. La fel, foarte important, pe parcursul anului curent a fost instituit sistemul de alertare Amber, care am prezentat și anterior, de comun cu Facebook-ul, acolo unde la dispariția unui minor, prin sistemul de alertă a Facebook-ului, poate fi anunțată într-o rază teritorială unde a fost văzut prima dată sau stabilit ultima dată minorul, pentru a anunța sistemul de alertă de căutare acestui minor pentru toți utilizatorii de Facebook. La compartimentul parteneriate de dezvoltare externă am avut 13 contracte de grant de 30 de milioane de lei, și anume asistența Statelor Unite ale Americii, Germania, Franța și CSA. A fost încheiat memorandum de înțelegere cu Poliția Națională a Ungariei, aderarea la rețeaua europeană de poliție rutieră Roadpol, aprobarea noului program de asistență cu partenerii suedezi. De principiu, acestea au fost cele mai de bază activități care s-au desfășurat pe parcursul a 9 luni de zile din anul 2022, dar vreau să precizez că în
lună, sau mai corect spus, luna septembrie, poliția a avut în atenție trei aspecte care cumva și-au orientat mai sporit activitatea. Aici vorbim de compartimentul braconaj și defrișare ilegală, unde avem 88 de procese verbale pe tăieri ilegale sau vătămarea arborilor și arbuștilor, 46 procese verbale încălcarea regulilor de vânătoare, 27 procese verbale încălcarea regulilor de ținere și port armă, 21 procese verbale încălcarea regulilor de reînregistrare a armelor. La categoria 2, un al doilea aspect care poliția l-a avut ca activitate în luna septembrie a fost măsurile în masă, întrunirile, unde a documentat 40 de sesizări cu privire la incidente, o cauză penală, 6 sesizări în adresa primăriei, o sesizare în adresa organizatorilor protestului, o cerere în instanța de judecată. Aici vreau să mai adaug că tot la compartimentul organizarea întruniri au fost documentați peste 250 de transportatori pentru transportare ilegală de persoane sau fără documente legale de transportare. Și ultimul compartiment este siguranța minorilor, acolo unde vorbim de campania care s-a desfășurat în ultima perioadă de prevenție, școala plus poliția plus siguranța, la fel grija și prevenirea delicvenței juvenile. Stimați reprezentanți mass media, eu vă mulțumesc foarte mult și după ce finalizează colegii mei, cred că o să trecem la rubrica întrebări-răspunsuri. Mulțumesc! Bună ziua tuturor, onorată asistență, stimați colegi! Rezultatele obținute de către Inspectoratul General de Carabineri în perioada a 9 luni ale anului 2022 sunt consecința adaptării permanente la provocările determinate de evoluția tot mai accelerată a evenimentelor, la frecventele modificări ale situațiilor cărora trebuie să le facem față și pentru rezolvarea cărora cetățenii așteaptă un răspuns și o reacție adecvată a forțelor de ordine. Astfel, prin modernizarea concepției de executare a misiunilor, eforturile principale au fost orientate pentru realizarea obiectivului fundamental al instituției, și anume asigurarea ordinii publice și liniștii cetățenilor, a drepturilor și libertăților fundamentale ale acestora. Precum vă spuneam, acțiunile și măsurile întreprinse în acest sens au vizat, în principal, sporirea operativității, a capacității de acțiune și intervenție, perfecționarea concepției de folosire a structurilor proprii, independent sau în cooperare cu alte forțe, menținerea și asigurarea ordinii publice, realizarea măsurilor de protecție la obiectivele de competență. La compartimentul menținerea ordinii publice, pe parcursul perioadei respective, Inspectoratul General de Carabinieri a exercitat misiuni de menținere a ordinii și siguranței publice, formând patrule mixte, atât în mediul urban cât și în mediul rural. Astfel, în perioada de raport, au fost implicați circa 45.000 de angajați care au obținut următorii indici și rezultate. În urma acțiunilor întreprinse au fost descoperite 24 de infracțiuni de către angajații Inspectoratului General de Carabineri, au fost reținute 343 de persoane aflate în urmărire penală sau în căutare, cu întocmirea a 2089 de procese verbale și aplicarea amenzilor în sumă de peste 823.000 de lei. Dacă e să comparăm cifrele cu anul 2021, se vede o descreștere substanțială, dar asta s-a datorat faptului că am ieșit din documentarea cazurilor aferente pandemiei și totodată am trecut la faza următoare a metodei nu de constrângere, dar de convingere a cetățenilor să respecte măsurile de siguranță.
La compartimentul asigurarea ordinii publice, Inspectoratul General de Carabinieri a asigurat măsurile de ordine și siguranță publică pe timpul desfășurării a 1693 de evenimente publice de diferit caracter, implicând în acest sens un efectiv de peste 13.000 de angajați, la care au fost adoptate dispozitivele eficiente și măsurile pentru prevenirea și combaterea fenomenului infracțional și contravențional, organizarea și executarea acestor misiuni necesitând o bună participare și planificare, precum și manevrare corectă a forțelor și efectivelor. Vreau să remarc că pe timpul executării misiunilor de asigurare a ordinii publice nu au fost înregistrate evenimente negative de genul tulburări grave a ordinii publice ori a unor confruntări violente între participanții la măsurile publice și forțele de ordine. Prioritare au fost creșterea gradului de siguranță a cetățeanului și crearea unui climat de ordine și siguranță publică în întreaga zonă de responsabilitate. Menționez totodată că forțele de ordine ale Ministerului Afacerilor Interne asigură fără discriminare protecția tuturor persoanelor care aleg să-și exprime opiniile în mod democratic. Cu regret vreau să menționez că la aceste activități de manifestări sau alte activități care se încadrează în acest compartiment, tot mai des sunt implicați minori, iar Inspectoratul General de Carabinieri, angajații noștri, împreună cu colegii din alte arme ale Ministerului de Interne, în cazul depistării minorilor care s-au pierdut de părinți, sunt imediat întorși acestora cu aplicarea algoritmului de documentare a cazurilor care este bine stabilit în legislație. Activități realizate în perioada regimului de urgență. Toți știm că începând cu 24 februarie 2022, omenirea a trecut la alt regim de comportament, iar noi, în scopul gestionării eficiente a fluxului de cetățeni străini pe teritoriul țării, am întreprins un șir de măsuri specifice regimului stării de urgență și anume. Inspectoratul a asigurat menținerea și asigurarea ordinii publice pe teritoriu și adiacentul centrelor plasamente, deplasament sau trierea refugiaților, în acest caz vorbim de 9 centre care s-au constituit pe teritoriul țării cu implicarea unei cifre de peste 29.000 de angajați. Am asigurat paza și protecția obiectivelor diplomatice, care este misiunea de bază a noastră, precum și a obiectivelor de importanță majoră pe întreg teritoriul țării, vorbind aici despre 57 de obiective. Din activitățile specifice executate de către instituție în perioada stării de urgență, remarcăm preluarea în premieră de către carabinieri a pazei și protecției a 33 de obiective de infrastructură critică. Aceste obiective sunt considerate elemente esențiale ale sistemului național pentru asigurarea funcțiilor vitale ale societății și a securității statului. În acest gen de activitate au fost implicată o cifră de peste 9.000 de angajați. Remarcăm faptul că în perioada stării de urgență, carabinierii activează în cooperare și în strânsă colaborare cu toate armele și instituțiile Ministerului Afacerilor Interne, precum și cu structurile de forță din cadrul Republicii Moldova. Astfel, am executat și executăm în regim permanent misiuni în domeniul gestionării situațiilor de criză și urgență prin implicarea în suportul poliției la misiuni de menținere a ordinii publice, reacționarea la apelurile 112, suport colegilor din Poliția de Frontieră pentru supravegherea tronsolului de frontieră moldo-ucrainean, în acest sens patrulând de comun pe o porțiune de circa 297 de kilometri de frontiere de stat. În acest compartiment au fost implicați peste 736 de angajați. La fel, în premieră, angajații carabinierilor au fost mobilizați pentru misiuni de sprijin în asigurarea ordinii publice la punctele de trecere a frontierei de stat, Palanca, Giurgiulești, Leușeni, Otaci și altele. Pentru executarea acestor misiuni specifice de asigurare a regimului stării de urgență, per total, instituția a implicat în premieră un număr de peste 40.000 de angajați. Onorată asistență, stimați colegi,
În spatele misiunilor executate sunt ore, zile și nopți însumate în care carabinierii s-au aflat în stradă, la posturi de pază, acțiuni de prevenire și informare, fie implicați în complexitatea și diversitatea misiunilor ce ne revin. Și toate le-am dus la bun sfârșit, avându-i alături de noi pe cetățeni. Menționez că parteneriatul nostru a fost unul real și bazat pe încredere. Stimați cetățeni, Inspectoratul General de Carabinieri va acționa și în continuare, coordonat și constant pe toate liniile de activitate. Iar rezultatele acestor eforturi se vor baza pe parteneriatul și sloganul Ministerul Afacerilor Interne pentru Comunitate. O spun cu certitudine că acest parteneriat funcționează în parametrii optimi și pe această cale vreau să mulțumesc cetățenilor Republicii Moldova pentru contribuția adusă la siguranța comună. Vă mulțumesc pentru atenție și rămân la dispoziția dumneavoastră pentru runda de întrebări-răspunsuri la finalul prezentărilor de către colegi. Mulțumesc! Stimați cetățeni, referindu-mă la situația de la frontiera de stat a Republicii Moldova, aș putea sublinia că una din principalele provocări, odată cu războiul declanșat de Federația Rusă în Ucraina și respectiv fluxul masiv de refugiați în Republica Moldova și în tranzit spre Uniunea Europeană, a constat în identificarea în acest flux major de refugiați a elementelor criminale care au căutat să transfere afacerile sale pe teritoriul țării noastre sau pentru utilizarea teritoriului Moldovei ca și tranzit spre Uniunea Europeană. În această perioadă ne-am confruntat cu probleme care în prima etapă au influențat esențial activitatea instituției. Rândurile imense la frontieră, pe sensul de intrare în Republica Moldova, vis-a-vis de capacitățile operaționale limitate, inclusiv și tot ce ține de infrastructura punctelor de trecere. Menționez că la frontiera moldo-ucraineană a fost înregistrată o creștere a fluxului de persoane de circa 6,5 ori și cu 30% la frontiera moldo-română, care ulterior, constant, a scăzut până la indicatorii obișnuiți. Insuficiența de personal și infrastructura limitată pentru a asigura fluidizarea eficientă a fluxului de refugiați. Lipsa la prima etapă și insuficiența de echipamente, mijloace de cazare și tratament pentru refugiați, care așteptau în rânduri de peste 10 ore. Refugiați care nu dispuneau de acte călătorie valabile sau aveau documente expirate, în acest sens fiind întreprinse mai multe măsuri și luate decizii la nivelul Comisiei pentru Situații Excepționale. Riscul de corupție a angajaților din prima linie pentru facilitarea trecerii ilegale a frontierei pe fundalul restricțiilor de călătorie introdusă de autoritățile din Ucraina. Față de toate aceste provocări, la nivelul instituției, în cooperare cu colegii noștri din sistemul afacerilor interne, cu alte autorități la nivel național și, nu în ultimul rând, cu sprijinul partenerilor internaționali, ONG-urilor, dar și a cetățenilor, am reușit împreună cu colegii mei din prima linie și am realizat un spectru de măsuri necesar pentru a gestiona corespunzător toate procesele aflate în gestiunea Poliției de Frontieră. Cât privește evoluția fenomenului infracțional, în perioada de 9 luni de zile au fost pornite 1036 cauze penale, ceea ce constituie o majorare de peste 35% față de perioada similară a anului trecut.
pe tipuri de încălcări, trafic ilicit de arme și muniții, o creștere de 6,2 ori, trafic ilicit de droguri, o creștere de 4,7 ori, trafic ilicit de produse de tutungerie, o creștere de 1,5 ori. În această perioadă au fost înregistrate 2.762 cazuri de trecere ilegală a frontierei de stat, în care figurează peste 4.600 de cetățeni străini. Au fost constatate 224 cazuri de organizare a migrației ilegale, în cadrul cărora figurează peste 370 de cetățeni străini, care achitau sume între 1.000 și 10.000 de euro per persoană. Au fost pornite 94 cauze penale pe folosirea actelor falsificate, în care figurează cetățeni străini dinspre Ucraina spre Republica Moldova. În această perioadă, vorbind despre eforturile Guvernului Republicii Moldova, Ministerului de Interne, în asigurarea creșterii eficienței de activitate la frontieră, am reușit să atingem un nivel de cooperare cu partenerii europeni prin introducerea în premieră a instrumentelor moderne de combatere a criminalității transfrontaliere, în comun cu agenția Frontex, EUBAM, organizațiile Interpol și Europol. Ratificarea acordului de statut cu privire la activitatea Frontex și activitățile desfășurate în continuare, cum în punctele de trecere, atât și la frontiera de stat. La ziua de astăzi avem peste 80 de ofițeri Frontex detașați în diferite subdiviziuni ale Poliției de Frontieră la nivel tactic, în aeroportul internațional Chișinău și în Inspectoratul General al Poliției de Frontieră. Din ziua de luni acestei săptămâni, tot în premieră, un ofițer a Poliției de Frontieră este detașat cu titlu permanent în cartierul general agenției, care va susține multidimensional eforturile instituției noastre, dar și a Ministerului Afacerilor Interne, pe aspecte de ordin operațional, schimb operativ de date, dar și accesare de fonduri pentru consolidarea capacităților Republicii Moldova. Nu ne oprim aici în cooperarea noastră cu colegii de la Frontex, pentru că urmează noi proiecte. La momentul de față suntem în elaborarea unui plan operațional comun pentru anul viitor și desfășurăm mai multe mecanisme care ne vor permite adaptarea procedurilor de operare a Republicii Moldova la standardele europene. Colegii mei au vorbit despre hub-ul de sprijin pentru securitatea internă și managementul frontierelor. Două sesiuni au fost desfășurate, care vine să sprijine nevoile noastre pe mai multe dimensiuni, inclusiv după ce toate aceste statistici și indicatori sunt în creștere, așa cum am menționat și colegii mei, condiționați prioritar de efectele războiului din Ucraina și totodată de dezvoltarea criminalității și amenințărilor hibride, tot mai accentuate. Pe lângă faptul că platforma vine să faciliteze stabilirea acelor contacte și facilități, aceasta constituie un bun instrument pentru negocieri și atragere de finanțări externe în sprijinul angajamentelor noastre de integrare europeană. Cât ține de sprijin, voi fi foarte succint. Pe platforma de sprijin pentru Republica Moldova, Poliția de Frontieră a beneficiat de peste 120 milioane de lei, investiții externe în diferite capacități, mobilitate, sisteme, drone, pregătire și multe altele, care ne-au permis nouă să facilităm accesul pe teritoriul țării a refugiaților care fug de război,
totodată să fluidizăm la maxim, în comun cu colegii noștri din serviciul VAMAL, a transporturilor comerciale care tranzitează țara noastră dinspre est spre vest. Și pe de altă parte, asigurarea unor măsuri timpurii și proactive în baza unor analize de risc comune privind prevenirea și combaterea criminalității. Rezultatele operaționale vorbesc de la sine. În același timp, am reușit să valorificăm la maxim cooperarea noastră cu România și cu Ucraina prin instituirea noilor puncte de trecere a frontierei de stat, noilor proceduri de control în ele. A demarat procesul de construcție a unui nou punct de trecere, Leova-Bumbăta. La momentul de față, lucrările de construcție și a drumului de acces sunt în derulare. Au fost inițiate negocierile cu privire la activitatea privind controlul comun în punctul de trecere Leușeni-Albița, care vizează facilitarea traversării frontierei de stat și reducerea la maxim timpilor de așteptare în baza principiului singura oprire. În același timp, vreau să menționez operaționalizarea în timpul apropiat, după ce vor fi create toate condițiile necesare activității punctului de trecere Basarabeasca-Serpneovo la frontieră cu Ucraina. Cu susținerea Ministerului de Interne și după aprobarea Guvernului, Poliția de Frontieră și-a adaptat structura organizatorică la noile realități. Un accent separat a fost pus pe consolidarea potențialului de combatere a corupției, de intervenție și efectuarea acțiunilor speciale la frontieră, cât și consolidarea capacităților subdiviziunilor de profil, responsabile de gestionarea domeniilor, cum ar fi controlul frontierei de stat, supravegherea și combaterea criminalității. Suntem la ultima etapă, structura organizatorică și statele personal urmează să fie coordonate cu Cancelarea de Stat a Republicii Moldova. Am înregistrat noi progrese pe palierul digitalizării serviciilor oferite de către Poliția de Frontieră pentru cetățeni, pentru sporirea gradului de accesibilitate la acestea, având drept scop oferirea serviciilor electronice calitative, care țin de permise de acces în zona de frontieră, în punctele de trecere, autorizarea activităților economice în zona de frontieră. Până la finele acestui an, acest mecanism va fi operaționalizat. A fost elaborat și urmează a fi aprobat un nou document de politici în domeniul gestionării integrate a frontierei de stat. Acest program, pentru perioada 2022-2025, prevede dezvoltarea în continuare a conceptului în conformitate cu standardele europene și care se înscrie perfect în particularitățile strategiei tehnice și operative pentru gestionarea europeană a frontierei externe, care a fost aprobată de către Consiliul de Administrare a Agenției Frontex. Vom implementa noi mecanisme de evaluare a acestor concepte, similare a mecanismelor de evaluare Schengen, în contextul parcursului de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană. În același timp, vreau să informez că primele exerciții de preevaluări sunt planificate deja pentru luna noiembrie acestui an. Dragi cetățeni, pe termen scurt, în continuare vom depune eforturi considerabile în comun cu colegii noștri din sistemul afacerilor interne, autoritățile la nivel național, pentru perfecționarea activității desfășurate. Aspecte de îmbunătățire a condițiilor de muncă pentru colegii noștri din prima linie și asigurarea unui sistem echitabil de motivare. Chiar dacă în aceste domenii s-a lucrat intens la nivelul Ministerului de Interne, unele rezultate nu sunt atât de văzute sau resimțite drept urmare a crizelor cu care se confruntă Republica Moldova și nu numai generate de războiul din Ucraina.
rămân a fi valabile și prioritățile aferente sporirii atractivității funcției în cadrul Poliției de Frontieră și asigurarea unui proces de pregătire inițială și continuă. Vom axa eforturile noastre pentru asigurarea transparenței în activitate, sporirea integrității și continuarea dezvoltării tehnice, facilitând, pe de o parte, fluxul legitim a persoanelor peste frontiera de stat și, pe de altă parte, prevenind criminalitatea transfrontalieră. Și, pe final, voi da succint o informație statistică cu privire la fluxul de persoane, în special a cetățenilor din Federația Rusă. La ziua de astăzi, din 21 septembrie, în țară au intrat în total 3.802 de persoane, din care au ieșit 1.406. Să ținem cont că marea parte a acestor cetățeni au și cetățenie a Republicii Moldova și îndeplinesc condițiile de călătorie în Republica Moldova. Tot în același timp, nu a fost autorizată intrarea în Republica Moldova a 249 de persoane. Cu privire la neautorizări, pe primul loc noi avem cetățenii Ucrainei, 514, României 239, Turciei 102 și Federației Rusiei, după cum am spus, 249 de persoane. În mare parte, cauzele sunt de neîndeplinire a condițiilor de intrare în Republica Moldova, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare în acest sens. Atât am avut de a spune. Sunt gata să răspund întrebări după ce vă continua informațiile colegii mei. Mulțumesc! Bună dimineața! În continuarea mesajului pe care l-au vociferat colegii mei din celelalte arme al Ministerului Interne, vreau să prezint câteva activități pe filiera gestionării situațiilor de urgență și excepționale, realizate în primele 9 luni ale anului 2022 și unii indicatori care permit să comparăm evoluția în timp în performanțelor obținute, dar și a problemelor cu care ne confruntăm. Așadar, în debutul prezentării aș vrea să menționez că principala provocare cu care s-au confruntat salvatori și pompieri în anul curent, simultan, bineînțeles, cu gestionarea crizei refugiaților, a fost creșterea semnificativă a numărului de intervenții. În perioada de referință au fost realizate 24.472 de misiuni sau în medie 89,6 pe zi, ceea ce este cu 72% mai mult comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. La fel vreau să menționez că această cifră este cel mai mare indicator de când există instituția noastră. Niciodată nu am avut așa indicatori înalți. Cu preponderență au prevalat cazurile de ardere vegetației uscate, numărul acestor intervenții ajungând la circa 10.000 de intervenții. Iar în cazul cele mai de durată misiuni, pompierii au luptat cu flăcările de peste 16 ore. La fel, în perioada menționată au fost salvate, în urma situațiilor de urgență și excepționale, 602 persoane, dintre care 172 de copii. Însă, cele mai mediatizate și cu impact emoțional deosebit asupra publicului au fost mai mult intervențiile în care au fost salvate animalele, vorbesc și animalele domestice și animalele sălbatice. În pofida numărului crescut de intervenții, în anul curent, datorită optimizărilor de proceduri,
Inspectoratul General pentru situații de urgență a reușit totuși să reducă timpul mediu de răspuns la situațiile de urgență cu aproximativ 2,2 minute. Și astăzi, la această oră, acest indicator constituie 17,1 minute. S-ar părea că nu este foarte mult, 2 minute, dar fiecare minut pentru noi contează, pentru că avem mult mai multe șanse să salvăm viața oamenilor. Bineînțeles că aceasta, la fel, ne permite să oferim societății care servicii mai calitative și încet să ne apropiem de indicatorul de 15 minute, care este în mare parte prezent în statele din Uniunea Europeană. La capitolul activitate de prevenție, aș dori să menționez că în anul curent am fost capabili să atingem cel mai redus număr de persoane indicate din ultimii 20 de ani. Astfel, în 9 luni de zile, au fost înregistrate 55 de cazuri de NEC, adică o scădere cu 82%, comparativ cu cifra maximă înregistrată în anul 2005. La fel, vreau să menționez că în anul acesta, datorită solicitărilor multiple care veneau din societate, am venit în ajutor și am realizat câteva ghiduri, atât scrise cât și în format video, pentru a răspunde nevoilor persoanelor și pentru a instrui la diferite capitole. Și vreau să menționez aici că am realizat aceste ghiduri și ele sunt disponibile pe pagina oficială a instituției. Mă refer la ghidurile cu privire la eventuale accidente nucleare și radiologice, mă refer la ghidul cu privire la prevenirea necurilor, mă refer la ghidul pe care l-am lăsat vinerea trecută în ceea ce privește prevenirea cazurilor de incendii în locuințe, la utilizarea instalațiilor cu acumulare de căldură, mă refer la SOBI, și astăzi, începând cu ora 12, la fel, ne-am propus să lansăm încă un video care sensibilizează și instruiește publicul la capitolul utilizarea buteliilor de gaze naturale. Deci vă invităm pe toți să urmăriți acest video începând cu ziua de astăzi și să-l redistribuim în așa fel încât să atingem un nivel mai bun al sensibilizării publicului. Vreau să menționez că prin acest exemplu constatăm o creștere considerabil la nivel de conștientizare a cetățenilor a problematicii legate de prevenirea și pregătirea pentru situațiile de risc și pe această cale aș dori să mulțumesc tuturor cetățenilor Republicii Moldova pentru receptivitatea și de care au dat dovadă în această perioadă. Și noi de multe ori am vorbit despre faptul că doar împreună putem reduce riscurile. La fel, aș vrea să menționez că în cadrul aprofundării crizei regionale legate de aprovizionarea Republicii Moldova cu resurse energetice, creșterea rezilienței la acest capitol a constituit atât o provocare, cât și o necesitate stringentă pentru Inspectoratul General pentru situații de urgență, fiind un serviciu de urgență care se află în slujba cetățeanului 24/24. Pe lângă complexul de măsuri menit să atenueze efectele unei posibile sisteme de energie electrică și gaze naturale, precum și să asigure un consum economicos a acestor resurse, în condițiile creșterii prețurilor în mod special, IGSU a reușit să facă economii de bani publici. Astfel, grație utilizării celor două centrale fotovoltaice dislocate în partea de sud și centrul a Republicii Moldova, în ultimele 16 luni am reușit să economisim peste 528.000 de lei la consumul de energie electrică. Respectiv, vom continua și pe viitor implementarea unor astfel de inițiative de utilizare a energiei verzi, care, pe lângă beneficiile economice, contribuie și la promovarea unui mediu sănătos și curat. Vă mulțumesc! Bună ziua, stimați reprezentanți mass-media, stimați cetățenii Republicii Moldova și cetățenii altor state. Am să prezint pe scurt acțiunile și rezultatele Biroului Migrației și Azil pe parcurs al 9 luni al anului 2022.
Deși primele luni ale anului 2022 au fost marcate de provocări și situații imprevizibile, cu personal, număr de personal redus, cu capacități logistice limitate, Biroul Migrației Azel a reușit să gestioneze eficient fluxul migrațional influențat de războiul din Ucraina. Pe parcursul a 9 luni au fost preluate peste 9300 de cereri de azil. Deci majoritatea acestora sunt din partea cetățenilor ucraineni. Ca și comparație, aceasta reprezintă mai puțin de 1% din cererile de azil anuale, care reprezintă ca regulă până la 100 de cereri de azil. În anul 2021 aceste cereri au constituit 75 la număr. Pe de altă parte, în legătură cu supra-solicitarea serviciilor prestate de Biroul Migrației Azil, au fost create locuri de muncă suplimentare și extins ghișeul unic de documentare din Chișinău cu 40% locuri de muncă. Respectiv, aceasta ne-a permis nouă să procesăm peste 20.400 solicitări. Totodată a fost lansată aplicația Early One, care permite înregistrarea de la distanță, online și depunerea acestor acte la ghișeu unic, precum și reducerea rândurilor de așteptare și organizarea eficientă a timpului. În prezent lucrăm la digitalizarea proceselor migraționale. Împreună cu partenerii de dezvoltare sunt evaluate sistemele informaționale ale Biroului Migrației Azil, care la moment sunt învechite și nu au operabilitate cu alte sisteme informaționale. Respectiv, ne propunem crearea unui nou sistem informațional care va crea și va permite persoanelor fizice și juridice accesarea serviciilor Biroului Migrației Azil de la distanță, inclusiv efectuarea plăților electronice. De la începutul războiului din Ucraina și până în prezent, Biroul Migrației Azil, împreună cu alți colegi din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, a reușit gestionarea eficientă a 3 centre provizorii privind afluxurile de străini poziționate în proximitatea frontierii de stat. Respectiv, în aceste centre au primit asistență peste 11.000 persoane. Totodată a fost lansată linia verde a Biroului Migrației Azil. Respectiv, am acordat asistență informațională non-stop, linia verde este cu apeluri gratuite și am răspuns la peste 47.000 de apeluri pe diferite subiecte, respectiv am acordat soluții viabile solicitanților. În continuare, prin mecanismul Comisiei Situații Excepționale, au fost create condiții facilitare pentru persoanele refugiate din Ucraina. Aici vorbim despre angajarea în câmpul muncii, în regim facilitar, și există mai multe posibilități de a se angaja în câmpul muncii, atât cu permis de ședere, cât și fără acesta, printr-o înregistrare simplificată. Totodată a fost extins regimul de ședere acestora, după cum bine cunoașteți, cetățenii ucraineni se pot afla pe teritoriul Republicii Moldova 90 de zile pe parcursul a 6 luni, respectiv această perioadă a fost extinsă. Au fost acordate alte facilități privind cazarea și multe alte servicii de care au nevoie aceștia. În cadrul centrului de cazare al Biroului Migrației Azil, lăsat strada Dacia 60/4, a fost creat un ghișeu specializat pentru solicitanții uniforme de protecție. Respectiv, aceasta ne-a permis urgentarea prestării serviciilor pentru beneficiari. Totodată, aceasta a avut ca efect mai puține rânduri la ghișeu unic de documentare a străinilor, pentru că erau aceste două servicii erau împăsate pe același etaj. În continuare, suntem prezenți pe teritoriul Republicii Moldova pentru a interveni ori de câte ori sunt solicitate serviciile Biroului Migrației Azil. Suntem însă în număr foarte, foarte mic, raportat la numărul de străini aflați pe teritoriul Republicii Moldova. În prezent avem circa 82.000 persoane venite doar din Ucraina și care se află pe teritoriul Republicii Moldova. Respectiv, noi acordăm toată asistența acestor persoane, evident, prin mecanismele create prin Comisia Situației Excepționale.
Avem însă toată susținerea partenerilor de dezvoltare în această perioadă. Am primit și am fost dotați cu 18 autovehicule, am primit echipament, colegii noștri au fost instruiți pe toate domeniile, respectiv aceste autovehicule primite sunt pentru transportarea solicitanților, precum și intervenții atunci când este necesitatea. Am inițiat procedura de reorganizare a Biroului Migrație și Azil. Aceasta are ca impact concentrarea la nivel regional a prestării serviciilor calitative și rapide, astfel încât străinii ajunși pe teritoriul Republicii Moldova, alături de cetățenii Republicii Moldova, să le fie asigurate drepturile și să fie implicați în programe de integrare. De asemenea, din grijă pentru beneficiari, suntem în proces de construcție și reparație a unui sediu pentru Biroul Migrație Azil, care să răspundă la nevoile acestora. Acestea fiind spuse, vă mulțumesc pentru atenție și dacă aveți întrebări, suntem alături cu colegii pentru a vă răspunde, evident dacă sunt astfel de întrebări. Noi o să vorbim foarte mult să vă prezentați de la ce canal de știri sunteți sau postele. Și vă dat la Moldova. Noaptea trecută, polițiști de frontieră care activau la punctul de trecere Ocnița ar fi fost reținuți în Ucraina pentru că ar fi permis trecere ilegală a bărbaților ucraineni în Republica Moldova. Rog să ne confirmați, informați această informație. Informația dumneavoastră nu corespunde realității. Această reținere a avut săptămâna trecută, despre care noi am fost informați. Este vorba despre un polițist de frontieră care de mai mult timp se află în concediu pentru îngrijirea copilului. De faptul dat, a fost inițiată o anchetă de serviciu. Cooperăm cu colegii noștri din Ucraina pentru a elucida toate faptele pe cazul dat. Să ne spuneți dacă au mai fost depisate astfel de cazuri în cadrul poliției de frontieră, de corupere sau altceva? Au mai fost asemenea cazuri, sunt două săptămâni în urmă, au fost trei ofițeri vizați din altă direcție regională, din Est. Spuneam în informarea mea despre ceea ce întreprindem noi și care sunt prioritățile noastre, nu vom tolera aceste cazuri și vom continua alături de colegii noștri din armele Ministerului de Interne cu procuraturile specializate să monitorizăm astfel de situații ca să nu le admitem pe viitor. Dar sunt mai multe activități desfășurate de comun cu colegii în acest sens. Întrebare către domnul Cernoțan, Carabin de Abonare de pe Moldova. Știm că IGP a cerut instanțe de judecată să oblige primăria care să interzică proiectul din centru. Vreau să știm, poliția are pârghii să facă acest lucru, dacă se încalcă ordinea publică. Îmi pare foarte rău că multă lume lasă loc de interpretare și nu abordează regulamentarea sau corect legea 26. Deci tuturor celor care cumva se dau cu părerea asupra faptului de ce poliția nu întreprinde sau de ce poliția nu face, eu să recomand tuturor să citească legea 26 cu privire la întruniri ca să stabilească, să constate exact care sunt atribuțiile și competențele poliției atunci când vorbim de întruniri în masă. Ori, conform legii 26, obligativitatea expresă de supravegherea a unei întruniri cade pe sarcina autorității publice locale care trebuie să fie prezentă la orice întrunire și atunci când lucrurile ies de sub control, anume reprezentantul autorității publice locale în condițiile legii 26 este cea care solicită întreprinderea acțiunilor și sistarea întrunirii. Atâta timp cât din partea primăriei noi nu am avut niciun aport în procesul de desfășurare a întrunirilor care au loc în centrul Chișinăului, în repetate rânduri am solicitat acest aspect primăriei municipiului Chișinău, cumva de a interveni și de a delega o persoană care ne mijlocit să fie și să solicite după caz aducerea la normalitate a unor acțiuni care se petrec în centrul orașului Chișinău. Din considerentul că primăria nu a dat curs nici la o solicitare a noastră adresată, asta ne-a și determinat la ziua de vineri, data de 30, să ne adresăm cu o cerere prealabilă, că asta este procedura în condițiile codului administrativ, să ne adresăm către primăria municipiului Chișinău cu solicitarea, cumva, fie de a aduce la normalitate, de a schimba programul sau de a stabili alte cerințe pentru întrunirea care are loc. Cu părere de rău, noi nu am avut nicio reacție din partea primăriei, fapt ce ne-a determinat ca să ne adresăm în instanța de judecată.
Eu vreau să asigur că tot ce ține de competența poliției, în vederea bunei desfășurări a întrunirii, inclusiv acolo unde se constată anumite încălcări legate de anumite nereguli admise de unii protestatari, acestea sunt documentate. Noastre ați văzut și la ziua de ieri în comunicatul plasat de către Inspectoratul General al Poliției la acest capitol și vă asigur că sunt întreprinse toate acțiunile corespunzătoare. Dar, în același timp, poliția se ghidează de lege și va respecta întocmai prevederile cadrului normativ. Ați vorbit despre mai multe încălcări grave. A fost cineva amendat? Care sunt acestea? Păi, eu am spus la diferite compartimente, diferite încălcări care sunt legate inclusiv de nesubordonare, de huliganism, de fumat în locuri publice, de mă iertați de expresie urinată în locuri publice. Despre toate acestea au fost întocmite procesele verbale în funcție de compartimentul și încadrarea juridică care o avem pentru fiecare faptă, inclusiv nesubordonare, inclusiv avem aspecte de instigare la destabilizare care au avut loc în duminica acum 2 săptămâni de către organizatorul întrunirii, iar la solicitarea, chiar dacă autoritatea publică locală nu a fost și ne-am asumat noi organele de drept somarea organizatorului cumva de a reveni la cadrul legal și la condițiile normale de desfășurare a unei întruniri, inclusiv organizatorul s-a eschivat și a părăsit discuția avută loc. Pentru aceasta și a fost sesizată apeleul, pentru asta și s-a adresat în instanța de judecată cu solicitările respective și inclusiv pentru aceste nesubordonări, nu doar aspecte contravenționale au fost inițiate, dar a fost pornită și o cauză penală. Eu cred că nu ar duce mare diferență răspunsul care l-am dat colegii precedent cu referire la întrebarea dumneavoastră. Spuneți-mi, vă rog frumos, primăria ieri a făcut vreo referire la vreun cadru normativ? De ce poliția trebuie să facă o sistare sau ceva? Poliția, ce ține de ordinea publică, întreprinde toate acțiunile corespunzătoare. Eu am și spus, s-au întocmit procesele verbale corespunzătoare, se documentează toate cazurile de încălcare a ordinii publice. Mai mult de atât, dacă primăriei municipiului Chișinău îi convine să petreacă ceea ce se petrece în centrul Chișinăului și dezordinele și acțiunile care au loc acolo, și dacă asta cumva este în beneficiu primăriei municipiului Chișinău, nu are decât să consolideze cu astfel de acțiuni. Dar poliția atunci când va fi cazul și când va constata orice încălcare, va întreprinde și va documenta pe linia sa de competență și sugerează tuturor instituțiilor abilitate și reprezentanților, fie că vorbim de autoritățile publice centrale, fie că vorbim de autoritățile publice locale, să-și onoreze toate atribuțiile și obligațiile sale funcționale în raport cu cadrul normativ și nu cu declarațiile pur politice. Asta cred că cea mai bine întrebare trebuie să o adresați reprezentanților sau instanței de judecată, deoarece nu noi stabilim agenda instanței de judecată. Cât vizează procedura de extradare a unui cetățean al Republicii Moldova aflat pe teritoriul unui alt stat? Procedura de extradare se realizează inclusiv cu aportul Procuraturii Generale și cu aportul Ministerului Justiției. Cât vizează deja categoria sau atribuțiile poliției la această etapă, ele nu mai sunt competențe ale poliției. Noi doar am asigurat aspectul tehnic prin intermediul Direcției Cooperare Polițienești Internaționale și am transmis tot setul de acte. Suntem în așteptare și noi ca să se demareze sau să fie realizată procedura de extradare de colegii din România, dar am spus, este prerogativa Ministerului Justiției și a Procuraturii Generale și ar fi bine ca să coordonăm aceste întrebări și să le auzim de la colegii noștri. Cu referire la cazul alertelor cu bombă, cred că cunoașteți cu toții că, de fapt, dosarul este gestionat de către procuratură. Noi venim doar în suportul operațional a măsurilor realizate la acest proces
Eu, din câte îmi sunt mie cunoscute, sunt destul de înaintați pașii pe acest proces de documentare, dar eu nu știu dacă am competența și mandatul deplin de la Procuratura Generală de a putea face astfel de declarații și de a comunica care este nivelul, ori pot fi și anumite aspecte de ordin secret care nu cred că ar fi oportun să le comunic aici în public. Vreau să vă asigur că nu doar după mesajul doamnei președinte s-ar fi întreprins careva acțiuni, aceste acțiuni în cadrul Ministerului Afacerilor Interne sau pregătirile Ministerului Afacerilor Interne pentru orice eventual risc sau orice acțiune care cumva ar fi necesar raportul colegilor noștri din Ministerul Afacerilor Interne, noi suntem pregătiți și am întreprins acțiuni mult mai devreme, inclusiv chiar și până la data de 24 februarie. Acțiunile noastre au fost prompte și cumva au fost ghidate de anumite riscuri care urmau să se întâmple și noi am fost mereu pregătiți de acestea. Deci eu am spus că am fost pregătit și am întreprins toate acțiunile, inclusiv sub aspect de securitate și nu doar mă refer aici a angajaților Ministerului Afacerilor Interne, dar și în raport cu cetățenii Republicii Moldova. Da, mulțumesc. Acești cetățeni nu îndeplineau condițiile de intrare în Republica Moldova. Sunt 249 la număr. Nu am acum date concrete pe persoana X sau Y, dar colegii mei, împreună cu alte instituții, monitorizează acest proces și decizia, de fapt, se ia de colegii mei din prima linie. Pentru că am dat citire inclusiv și a câți cetățeni au intrat pe teritoriul Republicii Moldova și cred că numărul nu este atât de mare, iar oricare cetățean, și nu este vorba despre concret cetățeanul de țara respectivă, sunt și alți cetățeni din alte țări care tot nu sunt admiși în Republica Moldova pentru că nu îndeplinesc acele condiții de intrare care sunt specificate în legislația națională, fie legea cu privire la frontiera de stat sau legea 200 cu privire la migrație. Nu, mă simt pe grab doar să precizez cu referire la cazurile despre care vorbeam mai devreme, ce mi-a filmat poliția? Procesul este în investigație. Haideți să așteptăm care sunt rezultatele. V-am spus că cooperăm cu colegii noștri din Ucraina. Colegi, dacă se mai poate două întrebări și finalizăm, că deja... Da, am fost cetățenii și care au cerut azil în Republica. Da, de la începutul anului avem 117 cereri de azil, din cele peste 9000 și ceva de cereri de azil, sunt din partea cetățenilor Federației Ruse. Dacă exact să vorbim despre 21 septembrie încoace, până în prezent, în ziua de astăzi, avem 13 solicitări de azil. Deci este un număr obișnuit, nu este ceva, deci un număr mare. Am înțeles. Bine, domnul Vasileu, mă scuzați ultima întrebare. Ieri au apărut pe rețele de socializare niște informații precum că 12 cetățeni ruși nu ar fi fost lăsați să intre în Republica Moldova. Este adevărat? Sau nu? Vă mulțumesc pentru întrebare. 249. Haideți special pentru dumneavoastră să dau pe fiecare zi câți cetățeni ruși nu au fost admiși. În ziua de 6 octombrie, 19, în total 20 de cetățeni nu au fost admiși, pe data de 5, 31 și tot așa mai departe. Stimați reprezentanți mass media, noi vă mulțumim foarte mult și sperăm că o să avem posibilitatea să ne revedem cât de curând în același format și cu noi informații pozitive atât pentru dumneavoastră cât și pentru societate în ansamblu. Vă mulțumesc foarte mult!
Mulțumesc.